Domnule general, un caz grav și voiam să discut cu dumneavoastră despre acest caz, cazul Coldea. A fost o perioadă în care erați și practic ocupați aceeași funcție dumneavoastră la Serviciul de Informații Externe, dumnealui la Serviciul Român de Informații. Cum vedeți tot ceea ce s-a întâmplat acum? Domnul că eu nu vreau să repetăm greșelile, adică mă abțin de a spune ce s-a întâmplat acum, pentru că nu mi-e foarte clar ce s-a întâmplat acum. Pentru că am văzut reacțiile care sunt ciudate, unele dintre ele. Am văzut, spre exemplu, inițiativa unui parlamentar ungureanu, care propune să se interzică activitatea de consultanță pentru ofițerii SRI și angajații civili din SRI după trecerea în rezervă pentru 20 de ani, ceea ce înseamnă campă viață. Păi, domnule, eu n-am înțeles că domnul Coldea e vinovat de consultanță. N am înțeles că este suspicionat de trafic de influență. Dumnealui, domnul Dumbravă. Păi atunci se interzice în traficul de influență. Păi oricum e interzis până în lege. Păi atunci ce vrei să interzici? Consultanța. Pentru cine? Pentru ofițerii Serei. Dar pentru IASIE? Păi nu, că nu. Eu doar la Serei am o problemă. Dar de ce? Pentru că ei sunt în postura de a apăra legea și dacă fac consultanță, trebuie să consilieze și pe potențialii infractori. Dar foștii procurori care devin avocați, ce faci cu ei? Dar foștii judecători care devin avocați, că sunt și nu puțini. Au fost reacții ciudate după toată chestia asta. Ce s-a întâmplat? Concret, ce am văzut, mi-e foarte greu să mă pronunț. De aceea, atunci când am fost întrebat, eu am vorbit despre reacția publică, care este mult mai mare în raport cu ce a văzut, pentru că reacția publică scoate la iveală această frustrare justificată pe care o avem față de acțiunile domnului Coldea și ale echipei lui, din perioada când erau în fruntea Serviciului Român de Informații. Nu neapărat pentru ce se întâmplă acum, pentru că acum, în afară de procuror, de doamna care a închetat, doamna Iorga, parcă, nimeni nu știe foarte clar ce e în dosar. Pentru că, din ce am văzut public, nu apare nicio înregistrare cu domnul Coldea, nu apare o intervenție directă a dumnealui, sunt discuții despre dumnealui. Îmi spunea cineva, domne, vrei să-l apăr? Nu vreau să-l apăr. Nu, dar este un contract. Da, deci există un contract de consultanță. Să nu uităm că și domnul Ponta a fost judecat judecat în sensul public uh -huh. pentru un contract de consultanță și în final s-a lămurit că nu păi avea da, niciun da, păcat. E, e plătit de treilă. Da. Și Treilă e plătit de Hideg. De Hideg. Și Hideg a venit și a spus că, adică, sunt totuși câteva elemente. Sunt în plus. elemente, sunt elemente, dar nu și sunt În afară de asta, probe, mai știți? un contract. Mai sunt contracte de 5 milioane de lei. Și e vorba totuși de la contracte asemănătoare prin care banii au ajuns tot la de Bravo and Co. Adică am văzut nu... că au contracte foarte multe. Eu deci, v-am mai spus dumneavoastră. De ce nu aveți contracte? Eu v-am mai spus dumneavoastră. Eu am început, după trecerea rezervă, am făcut o firmă de consultanță da, da. pe protecția informației Știu, clasificate. Tot ce a venit la mine a venit pentru a venit trafic, trafic, de trafic de influență. Adică erau foarte frumos prezentate. Domne, am nevoie de această informație. Am nevoie. Eu am Dar informații fapt... m-ar ajuta dacă am începe prin a mă introduce și pe mine la domnul cu tare sau dacă o cunoașteți pe cineva care... Și am zis o dată nu, a doua oară nu, a treia oară, până la urmă, domne, și dacă fac și dacă nu fac, tot o să mă împingă cineva că vorbește despre mine. Am fost și la domnul Predoiu. Da, și am... M-a trimis la nu știu cine și... Soluția a fost să desfințez cum... firma ca să termin cu această da, Și dacă probele că ca... eu am fost excesiv în a reacționa. Cea... Dacă probele vor arăta ceea ce bănuiește toată lumea, ce ar însemna pentru Serviciul Român de Informații acest lucru pentru imaginea Serviciului Român de Informații. În mod cert ar fi o lovitură. Pe de altă parte, mi se pare incorrect. domnul Colde a plecat de 9 ani din serviciu. De 7 ani. Din 2015, nu? Sau Parcă era în 2000. Bă, nu mai știu. 2015. Păi nu, 2014 a plecat Băsescu. 2015 a plecat domnul Do Maior, 2016 2016. Da. Da. Acum da. 8 ani, da. Da. A plecat mm. de niște ani de zile. Mm. Serviciul parcurge o schimbare, știi, și pe mine mă bănuiește. Mulți spun, nu se poate. a păstrat legătura, nu puteți să-mi spuneți că n-ați păstrat. Și eu spun tuturor, n-am păstrat legătura, pentru că n-am nicio motivație sau justificare da, să, să țin... păstrez legătura cu serviciul. Ca să, ce? Ca să, ca să ce? fac da. ce? ce? Dacă tu nu, nu aveți firmă, dacă firmă, poate <gântu -i> se mai justifică da, așa. Uh... Bun, dar nu credeți. Sunteți om de servicii și ați fost atât timp acolo și până în momentul ăsta nu s-a auzit de vreun scandal sau un scandal în care să fie implicat numele dumneavoastră. s au vorbit la un moment dat de acele poze ale lui Bica și lui Udrea da, la Paris, care nu aveau legătură. Care au lansat. Că care zi... -avea o legătură. Care nu aveau legătură. Dar, la urmă, s-a dovedit că nu avea legătură cu SIE. Știi ce se întâmplă? Eu m-am uitat în formulările ce am văzut în presă, astea sunt datele la da. care am acces. Domnul Dumbravă s-a jucat cu o aparență, că apărea acolo cu niște formulări care sunt foarte abil construite, astfel încât fiecare găsește în ea ce vrea. Mm -hmm. Un hideg poate să găsească o promisiune de sprijin. Un altul poate să nu ți-am zis nimic concret. O să încercăm să optimizăm. Ce înseamnă? Cine, da, nu prea au optimizat, părerea mea. Da, nu, n-au reușit. Așa, și? Depinde care sunt clauzele contractului până la urmă, dar mi se pare că a rămas Care sunt loc... clauzele contractului? Da. Eu pot să spun că eu sunt, adică eu n-am fost în servicii. Asta nu înseamnă că clauzele contractului... Uh, a fost o rețetă ceea ce au făcut ei. Da, înainte, corect. au făcut, înainte au făcut-o trimițind adversarii politici la închisoare, unii au și murit. Vedeți? Altă dată, și nu avem probe în acest sens, trebuie să spunem, să nu ne amedeze ce ne-au... Eu mă doar o secundă termin. Și altă dată au existat dosare în care s-au optimizat și atunci au primit bani. Probabil de asta trebuie să, să, vedem în anchetele e, următoare. E, și așa despre asta mai departe. zic. Furia publicului, care e justificată, care vine dintr-o frustrare, este despre ceea ce știu că s-a întâmplat până la acest dosar. Eu De asta evit să mă pronunț pe acest dosar, dar pe celelalte, pe uh, valul acela de arestări, pe discuțiile pe care le purtau, protocoalele pe semnate. protocoalele semnate, pe momentul acela când, că uităm, când domnul Maior amenința judecătorii curții constituționale. O da, să vadă nu, ei uitat, dacă nu-și bagă da. în cap, că nu așa se rezolvă mm. și nu știu ce. Toate aceste elemente, reacția publică, e la asta în primul rând. Pentru că, la modul concret, pe speța rămâne să vadă justiția. Deci asta, zeci de mii, sute de mii de mandate de ascultare pe siguranță națională. Care siguranță națională? Adică, măcar ai să modificăm legea, să schimbăm legea și să nu... Ne folosim de acest tip de doi bani și să ascultăm ani de zile mii și mii de oameni, sute și sute de mii de, de interceptări. Vedeți, noastră se poate rezolva foarte rapid. că Iarăși perpetuăm. Nu vă ascund, fără să intru în detalii, atât cât pot să-mi permit să vă spun, nu o dată am propus cu liniuțe, deci cu desfășurat, Pe modalitatea de înființare a unui serviciu independent de implementarea mandatelor. Unul coerent, de inspirație din legislația occidentală, dar adaptat la specificul românesc. Și am prezentat nu la colțul străzii unui vecin de școală generală, am prezentat decidentului, am prezentat comisiilor de control, am prezentat președintelui CSAT. Uitați cum s-ar putea face. Tot ce am obținut a fost, da, e o propunere, dar mai vedem. Trebuia să fie la ei cum. Nu poți să faci un Pentru serviciu. că e aparența că dacă e la serviciu, tu îl controlezi. N-ai nevoie să-l controlezi, o bătaie de cap să-l controlezi. Am văzut că la un moment dat a ieșit domnul Tăricianu cu o propunere. Nu o ascund că și cu dumnealui, când era președintele Senatului, avusesem aceeași discuție. Numai că ce a propus dumnealui era, practic, generarea un, a încă unui serviciu de informație, adică nu despre asta era vorba, ci să creezi un serviciu tehnic, un centru de ascultare care să, care să garanteze că mandatele sunt obiectiv amplasate, că se bagă doar pe perioada cât e prevăzută de lege. Și pentru că există suspiciune da, da. rezonabile apropo de asta. Adică un centru da. de ascultare o chestiune tehnică. Un serviciu independent, sub, coordona, sub controlul parlamentului condus de magistrați. A, și, magistrați, și magistrații să dea, să -și dea acordul pentru... Și să, fie să dea mandatele pentru... Să fie președinte, magistrați, la pe, fel să dea... Ca o comisie care să dea... Da, deci să fie... să dea formul, acordul pentru ascultare, da. pentru mandate de ascultare. Pentru că altfel discuția aceasta despre interceptări va continua la nesfârșit. Ca și în cazul alegerilor vorbim, că da. Toate aceste bâlbe, ce vorbeam mai devreme de alegeri, acestea cu în, sunt cele care alimentează teoria conspirației. Hmm. Pentru că ele subminează încrederea în autorități și dacă nu mai ai credere în comunicator oficial, te duci către... Da. Da, teoria